Câți dintre noi nu ne-am dorit vreodată să nu apreciem unele postări în mediul online și să arătăm asta? Ei bine, acest lucru a devenit posibil datorită aplicației create de Alexandru Bărbuțu. Tânărul gorjan a lucrat mai bine de 2 ani la MyTal cu o aplicație asemănătoare Facebook-ului și Instagram-ului. Alexandru a vorbit despre noutățile cu care vine această aplicație. Ce avem nou adus față de alte platforme? Butonul de dislike, care este lipsă în alte platforme, notificări în timp real cu cine îți vizitează profilul, adică eu dacă intru pe profilul tău, vei primi o notificare în timp real că eu ți-am vizitat profilul. Tânărul inventator a precizat cât timp a durat realizarea acestui proiect. Tagă-i platforma a durat în jur de vreo 2 ani. Există și un site, mytalk.net, și aplicația este publicată pe Google Play. În curând vom da drumul și la publicarea pe iOS pentru iPhone-uri. Toate conversațiile din această aplicație sunt criptate, a dat asigurări Alexandru. Peste 100 de persoane au descărcat deja noua aplicație.